Hei, salut și bine te-am găsit! Până pe 26 martie, aproape 500.000 de oameni de pe planetă au fost infectați cu noul coronavirus, care a izbucnit prima dată la Wuhan, în China. Peste 22.000 de persoane au murit din cauza virusului, care a provocat cea mai gravă criză mondială din ultimii 10 de ani. Acum însă, autoritățile chineze încearcă să afle cum a apărut COVID-19. Potrivit presei de limba engleză din China, experții de la Beijing cred că sportivii din SUA au adus virusul la Wuhan la jocurile militare mondiale desfășurate în perioada 18-27 octombrie 2019. Pacientul 0, cel care ar fi avut prima infecție, ar fi o experimentată ciclistă americană de origine olandeză, Mathieu Benassi, în vârstă de 52 de ani. Teoria este avansată chiar de către un jurnalist de investigație american apropiat regimului de la Beijing, George Webb, din orașul Washington DC. Benassi, al cărei soț este tot ciclist în Armata Statelor Unite, a participat la o cursă de 80 de kilometri pe data de 25 octombrie. Acum însă, autoritățile chineze le cer americanilor să facă publice informațiile despre sănătatea sportivilor care au participat la Jocurile Militare Mondiale. Varianta avansată de chinezi a născut sute de reacții pe social media. Foarte mulți oameni acuză autoritățile de la Beijing că încearcă să scape bazma curată aruncând vina pe americani. Totuși, există și susținători ai teoriei avansate de chinezi. Primul care a lansat ideea că americanii sunt în spatele virusului a fost purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Zhao Lian, prin intermediul contului său de Twitter, rețea care nu funcționează acum în China. Diplomatul a publicat un videoclip al lui Robert Redfield, directorul controlului și prevenirii sănătății din SUA. Acesta a declarat la 11 martie 2020 în Congresul SUA că unele decese de gripă din America înregistrate înainte de începerea crizei au fost identificate ulterior drept cazuri de coronavirus. China a reportat peste 81.000 de cazuri de infectări cu COVID-19, iar până pe 26 martie 3.287 de persoane și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus.